PNL. Mai avem puține minute la dispoziție și sunt foarte curios care vor fi comentariile dumneavoastră în legătură cu câteva informații. Prima, atac cu drone, ucrainenii au atacat pe teritoriul Federației Ruse, au vizat niște baze militare. Una dintre bazele militare este chiar celebra Engels, se află la 600 de kilometri de granița Ucrainei cu Federația Rusă. Și este celebră pentru că acolo sunt bombardierele care pot să aibă încărcătură nucleară. După toate probabilitățile, acolo unde sunt bombardierele, sunt și rachetele, sunt și bombele nucleare. Deci ucrainenii au vizat o bază militară nucleară a rușilor. E o reușită și pentru că e departe și pentru că o astfel de bază, am presupune că ar avea o apărare specială. Nu a fost cazul. Dronele ucrainene au ajuns până acolo. Destul de speriați, rușii au replicat spunând că a fost vizată o centrală nucleară, centrala nucleară Kursk, de pe teritoriul Federației Ruse. Numai că dronele erau în zbor către o altă țintă, o altă bază militară, folosindu-se de aceste drone interceptate deasupra centralei nucleare de la Kursk, rușii au pretins că ucrainenii ar fi vizat o centrală nucleară, adică o instalație civilă de natură nucleară, dar era menită producerii de electricitate. Aceste evenimente înregistrate astăzi, în ultimele 24 de ore, în condițiile în care o analiză Princeton ne arată cât se poate de clar cum s-ar întâmpla lucrurile dacă ar porni un război nuclear. Războiul ar fi pornit de ruși cu o lovitură nucleară tactică la granița dintre Polonia și Germania. Ar veni o replică tot cu o lovitură nucleară tactică din partea Statelor Unite în Kaliningrad. Și de aici încolo o nebunie care ar dura câteva zeci de minute, în care sute de încărcături nucleare ar porni dinspre Statele Unite către Rusia și dinspre Rusia către toată Europa și am dispărea cu toții. De ce este nevoie, ne-am pus întrebarea, de ce este nevoie încă o dată să aflăm ce știm cu toții? Și anume că dacă începe războiul nuclear, nu scapă nimeni. Ce rost au astfel de scenarii? Domnule profesor, vă rog. Acum, cred că președintele Putin, recent reales, s-a exprimat public. Domnia sa ne-a amintit faptul că nu acumulezi arme nucleare dacă nu ai intenția să le folosești. Degeaba. Și în mentalul sovietic și mentalul rus există această viziune bizară, conform căreia moartea este rezervată numai inamicilor. Și că Federația Rusă este protejată, așa ca în filmele SF, de un zid impenetrabil, unde nu vor ajunge nici rachete nucleare, nici un fel de non-radioactivi. Eu întotdeauna am rămas uimit de această viziune, cu atât mai mult cu cât pe teritoriul Uniunii Sovietice s-a petrecut teribilul accident de la Cernobâl. Și oricine poate să vadă limpede consecințele dramatice ale Cernobâlului. Repet, este ceva de domeniul evidenței că un război nuclear începe limitat, poate, dar se desfășoară într-o logică care este aceea escaladării și mai cu seamă într-o logică care împiedică oprirea sa. Este un tip de discuție pe care nu l-am mai avut în Europa de ceva vreme, de aproape 30 de ani, 40 de ani, discuțiile privind conflictele nucleare fuseseră suspendate, dar trebuie să ne aducem aminte că în anii 50, 60, 70 s-a discutat despre aceste lucruri, s-a discutat în doctrina militară despre modul în care aceste atacuri nucleare tactice pot să fie sau nu utile pentru desfășurarea unei lupte și această distrugere reciprocă e profund diferită însă de ceea ce gândește acum Federația Rusă, pentru că Uniunea Sovietică, în definitiv, era o apărătoare a status quo-ului. Vă amenințăm dacă încercați să intrați pe teritoriul pe care noi l-am ocupat. Acum Federația Rusă merge... Vrea mai mult. Vrea mai mult și este... E paradoxal o putere revizionistă. Uniunea Sovietică era o putere a status quo-ului, fiindcă își atinsese practic în Europa, cel puțin, limitele ei. În lumea a treia era... În Africa, în Asia, era în ofensivă. Dar aici, în Europa, ei doreau să-și păstreze pozițiile. Acum, Federația Rusă are o cu totul altă abordare. Laurențiu Pleșca, aș lega, de fapt, analiza Princeton face referire la discursurile lui Putin, amenințarea nucleară
pe care a vânturat-o Putin de când a început războiul în Ucraina și cele mai recente amenințări au fost cea de dinaintea alegerilor, așa ziselor alegeri, și cea de după. În primul lui discurs de după, din nou, arată Occidentului că Rusia nu are arma nucleară degeaba. Da, din punctul meu de vedere, această armă nucleară este folosită, ca de obicei, drept un șantaj, când de fapt aici, în situația de față, vedem că de fapt rușii încep să simtă pe propria piele războiul, pentru că trupele ucrainene au reușit să lovească anumite obiective strategice pentru infrastructura rusă și anume au mers până în Saratov. Aceasta ne arată că practic, capacitatea forțelor armate ucrainene este mult mai mare și ajunge la sute de kilometri. Pentru că până acum am avut, de exemplu, lovituri doar în Belgorod, doar în Kursk, am avut la granița Ucraina și Rusia. Deci acum vedem practic o escaladare mai mare și anume, practic, Ucraina lovește rafinării, lovește depozite militare, dar lovește și poduri, dar și drumuri terestre, care sunt foarte importante pentru logistica de război a mașinăriei Federației Ruse. Practic, în ultimele săptămâni am văzut că aceste atacuri sunt foarte importante și au penetrat industria petrolieră a Federației Rusă. Chiar săptămâna aceasta a pierdut 10% din industria petrolieră, pentru că, așa cum ați spus și dumneavoastră, la baza de la Engels, acolo este foarte important de menționat și că în subsolurile acelei baze se află, de fapt, depozite mii de tone de kerosen. Asta, de fapt, au dorit să distrugă trupele ucrainene. Kerosenul de la Engels. Mai e ceva. Dumneavoastră aveți la dispoziție, studiați sursele ruse altfel decât o putem face noi și e foarte important de știu dacă loviturile astea îi afectează atât de mult pe ruși sau doar vor să mimeze că sunt afectați, pentru că până acum nu s-a întâmplat, dar astăzi Putin a vorbit despre evacuările din Belgorod. Vor să facă din asta un caz sau chiar sunt afectați? Aceste lovituri sunt caracterizate drept elemente ale războiului asimetric, și anume faptul că Ucraina lovește anumite obiective de infrastructură prin care practic are anumite operațiuni de modelare. Practic încearcă să, ca Federația Rusă să nu știe încotro merge atacul ucrainean și să nu se aștepte din ce parte o să vină. Deci, din punctul meu de vedere, nu cred că există un risc, de exemplu, de evacuare în momentul de față, dar totuși este foarte important că îi vor evacua. Sunt 9.000 exact. De oameni, se spune că sunt pe listă, îi scot din Belgorod. Avem acele raiduri ale voluntarilor anti-guvernamentul de la Kremlin și anume avem voluntarii, o să-i spun, ruschi Dabravorski corpus, și anume avem acele corpuri militare care fac raiduri pentru... Noi le-am spus patrioții ruși. Exact. Sunt mai multe denumiri. Dar acele raiduri fac practic ca armata rusă să se mute în mai multe poziții și să Rusia să fie concentrată pe mai multe fronturi și nu pe frontul cel principal. Asta este obiectivul. Domnule ministru, e o schimbare? Asta face noul șef al armatei ucrainene? Vrea să mute războiul dincolo de teritoriul ucrainean? Să mute războiul nu, să întrețină un anume tip de ofensivă-defensivă din perspectiva ucraineană, pentru că toată lumea privește spre vest. Inclusiv amenințarea nucleară într-o parte a războiului hibrid și nu-i așa, este un semnal transmis către alegătorii din Europa, către alegătorii din Statele Unite, pentru că nu e așa, până la urmă, orice variantă decât cea nucleară e preferabilă de orice om întreg la cap. Va continua această gestică. După părerea mea, se va intensifica acest tip de mesaj, pentru că de amenințarea nucleară se teme și poporul rus. Numai că nu se mai teme acum președintele Federației Ruse, care s-a reconfirmat în funcție. Va fi o discuție cât se poate de complicată din punct de vedere al întreținerii de partea rusă, oboselii, mă rog, o formă oarecum elegantă de a evita un răspuns ceva mai tranșant din partea europenilor, și a confruntării electorale din Statele Unite, pentru că se știe și Moscova știe acest lucru, chiar și Biden, și-ar dori ca dincolo de luna august să nu intre în campanie electorală cu tema ucraineană. Problema nucleară este o chestiune limitativă,
mesianismul rus din acest punct de vedere este evident unul cât se poate de interesat pentru a o amplifica cât este posibil. Vor fi într-adevăr momente complicate. NATO a anunțat la o lovitură tactică noi răspundem convențional. A nu se minimaliza. Răspunsul convențional a NATO este unul extrem de categoric. Dar, din punct de vedere al percepției publice, vorbești de armă nucleară, a apărut frica. Și atunci... Adică scenariul ăsta, Princeton, nu e realist? Pentru că scenariul spune că după o lovitură nucleară tactică rusească între Polonia și Germania, NATO răspunde cu o lovitură nucleară tactică în Kaliningrad. Eu, din câte știu, Federația Rusă, după prima lovitură nucleară, nu va mai putea lovi niciodată nuclear. Dar, mă rog, nu știu dacă Princeton poate... Îmi deschideți ochii foarte bine, pentru că pe simularea animată pe care ne-o prezintă cei de la Princeton sunt, cum îi zice, semnalizate foarte clar locurile de pornire ale rachetelor rusești. Cu alte cuvinte, NATO știe foarte bine de unde sunt silozurile. Față de retorica lor, în timp real, cei de la NATO știu dacă au armat sau nu silozuri arma nucleară. Deci e retorică, dar care nu e concretizată prin nimic în teren. Ei știu în timp real. Deci după lovitura nucleară tactică, NATO reacționează în așa fel încât nu mai are cine să apese pe niciun buton în Rusia. Așa știu eu cel puțin. Și funcționează. Sperăm să nu apucăm să vedem. Există la NATO ceea ce în Federația Rusă nu există, cum spunea și domnul ministru, o anume dorință de a nu escalada și de a folosi acele instrumente convenționale care pot fi la fel de devastatoare ca instrumentele nucleare, pentru că, spre deosebire de cele nucleare, sunt mult mai chirurgicale, mult mai bine țintite și feresc omenirea de acest pericol. Federația Rusă știe foarte bine că într-un război de această natură nu poate câștiga. Că oricât de demobilizată, de dezindustrializată militar ar fi Europa Centrală și de Vest, resursele combinate ale țărilor europene și ale Statelor Unite și Canadei întrec resursele Federației Ruse. Și mai știu un lucru pe care l-am menționat de nenumărat ori domnul ministru și pe care l-am evocat și eu. Orice bombă nucleară, indiferent de magnitudinea ei, aruncată, rupe un tabu de după 1945 și te plasează, că-ți place, că nu-ți place, în categoria paria. În acel moment va fi foarte greu să te prezinți în fața partenerilor tăi, cu excepția lui Kim Jong-un din Coreea de Nord. Este foarte greu să apari ca apărător al păcii după ce ai detonat o bombă nucleară, fără să fii la finalul războiului al doilea mondial. Fără să ai scuza că ai încercat să pui capăt carnajului din Asia. Ai rămas singur. Exact. Atunci ceea ce vește China, ai rămas singur. E o mare problemă. Florin Negruțiu, de când a început războiul, ne tot minunăm de felul în care, puțin câte puțin, întotdeauna discursul rusesc în privința amenințării nucleare mai conține ceva. Pentru că te poți gândi, ok, odată ce ne-au amenințat cu bomba nucleară, cu ce ne mai pot speria? Dar de fiecare dată mai există ceva. Foarte bună legătura cu alegerile pe care le avem cu toții anul acesta. Și cât de sensibil sunt oamenii, alegătorii, cetățenii la subiectul amenințării nucleare. Există o retorică nucleară care, așa cum remarcai și tu, escaladează, însă nu cred că lucrurile au intrat în zona nucleară reală, a pericolului nuclear real. Deși s-au trecut niște linii roșii, cum foarte bine menționa domnul Pleșca mai devreme, în momentul ăsta sunt atacuri pe teritoriul Federației Ruse. Rusia ne-a spus de atâtea ori, în momentul în care vom fi atacați la noi acasă, vom folosi bomba atomică. Ori astăzi sunt atacuri zilnice la Bolgorod. Citeam astăzi un reportaj foarte bun al publicației Meduza. Este o publicație rusească independentă, care e localizată în afara Rusiei în momentul ăsta, care ne dă o imagine a ceea ce rușii gândesc. Știi că e foarte important de multe ori să înțelegi ce gândesc rușii. Dincolo de ce spune Putin, ce spune Medvedev, ce spune Soloviov, ce spune propaganda, ce gândesc rușii. În acest reportaj sunt intervievați oameni care trăiesc în Bolgorod.
și care simt războiul la fel ca ucrainenii pe propria lor piele. Cum trăiesc sub bombardamente zilnice, sub amenințări zilnice. Da? Și este foarte, e foarte interesant, la un moment dat, spune un tânăr, sigur, sunt ruși anti-Putin. Spune, l-am așteptat pe Putin aici să vadă ce a făcut din orașul ăsta. Deci oamenii ăștia nu îi vinovățeau pe ucraineni de atacurile zilnice la care sunt supuși, pentru că ei știu că atacurile ucrainenilor sunt de fapt răspunsuri la rachete trimise de ruși din Bolgorod înspre Ucraina. Un coleg mi-a atrage atenția asupra unei nuanțe importante. Amenințarea cu reacția devastatoare cu forțe convenționale era la ipoteza unei lovituri nucleare tactice în Ucraina. Analiza Princeton se referă la ipoteza unei lovituri nucleare tactice în NATO. Cu rachete balistice. E cu atât mai de aici improbabilă. Și reacția mult mai dură. Este cu atât mai improbabilă. Într-adevăr, tema la firul e mult mai complicată decât cea lansată de propagandă. Știți că la un moment dat dumneavoastră dădeați, când a fost ofensiva ucraineană, iertați-mă, ofensiva Federației Ruse, tancuri care erau oprite de niște oameni care pur și simplu se așezau în fața tancului. Mi s-a explicat și mie despre cine era vorba. Erau etnici ruși din Ucraina, care le spuneau tanchiștilor, celor din față, mă, oameni buni, e vărâm, e un tancu din spate. Deci în momentul în care lovești cu armă tactică nucleară în Ucraina, îți omori și proprii cetățeni. Oricum au făcut-o de o manieră... Da, în cele patru regiuni discutăm de Mariupol, discutăm... Da. 75% e din ruși, de exemplu. Da, da. Este adevărat. Numai că acest tip de gestică ce nu conduce la victorie. A lovit cu arma nucleară, a lovit cu arma convențională, mă rog, poate fi la un moment dat circumscrisă unei astfel de idei. A lovit cu arma nucleară nu înseamnă că ai domnit o victorie. Ai omorât, practic, fără niciun fel de... Ce rost are o lume dacă Rusia nu face parte din ea? Asta spun ruși. Da, numai că a escaladat pentru a dezescalada, nu înseamnă numai componenta nucleară. Înseamnă componenta diplomatică, înseamnă componenta politică, înseamnă componenta strategică. Vă rog. Să fim serioși, nu doar Federația Rusă are arma nucleară. De exemplu, și președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că face parte, Franța face parte din clubul statelor care au armă nucleară. Deci și acele linii roșii de care pomenea domnul Negruțiu, deci care sunt liniile roșii pentru Federația Rusă? Dacă nu ataci teritoriul lor, pentru că asta e o linie roșie categoric. A fost atacat. Dacă trupele antiruse care se află pe teritoriul Rusiei te atacă, sunt teroriști, este o linie roșie. De asemenea, dacă cancelarul german Olaf Scholz aprobă rachetele Taurus, este o altă linie roșie. Deci toate aceste chestiuni ne arată faptul că pentru Vladimir Putin toate sunt linii roșii, dar trebuie, desigur, să sprijinim Ucraina, pentru că nu este așa. Un minut mai avem și vreau, domnule profesor, să ne spuneți ce credeți despre această realegere a lui Putin. O mascaradă, dar s-a întâmplat, pentru el e un fapt împlinit. Cum îi va schimba, dacă îi va schimba mințile în privința amenințării nucleare? Regimul Putin este într-o derivă totalitară. Putin probabil dorește să întreacă longevitatea lui Stalin. E un pariu personal, dar e un pariu care devine pariul națiunii ruse și dacă este adevărat că o parte dintre ruși au îndoieli, ar fi bine ca aceste îndoieli să fie exprimate, fiindcă aventura în care îi atrage Vladimir Putin s-ar putea să fie o aventură sinucigașă inclusiv pentru ei. Vă mulțumesc, domnilor! Scurtă pauză și când ne întoarcem, Alex Florența este procurorul general al României, intervievat de Ioana Ciurlea. Rămâneți cu noi, revenim!